Bună și bine ați revenit la un nou video cu pachetelul bufnițelor! Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Iulia și în fiecare săptămână pe acest canal veți găsi idei noi de pachetel pentru copii. Dacă credeți că astfel de videouri v-ar plăcea și v-ar putea inspira pe viitor, vă invit să vă abonați și haideți să începem! Vă spusesem în videourile trecute că băiețelul meu are ce are cu portocala vara aceasta. Îi voi pune din nou în acest pachetel portocală, profit cât de mult pot. Îi voi da apoi și câteva biluțe de kiwi galben, spun ei. Acest kiwi galben ar trebui să aibă un gust mai dulce, dar sincer, într-un final nu mi s-a părut cu nimic diferit față de kiwi verde, kiwi normal. Îmi place să-i pun destul de des biluțe din diferite fructe, deoarece el mi-a spus că îi place să aibă această formă la fructe, deoarece le mănâncă mai ușor. Bineînțeles că acest pas este opțional, nu trebuie să faceți absolut nicio formă la fructe. Ca idee, aici ar veni să puneți portocale și kiwi la pachetele. Îi voi da apoi o cutiuță de lapte cu gust de vanilie. Am întotdeauna în casă lapte din acesta la cutie cu pai, deoarece așa a învățat și băiețelul meu să fie puțin mai independent, să-și deschide singur paiul din acea punguliță și să-și o pună în cutie, să bea, cum ar veni practic, laptele singur. Îi voi pune apoi și câțiva biscuiți. În America acești biscuiți se folosesc împreună cu budinca de vanilie, dar nu diferă cu absolut nimic la gust, de exemplu, cu biscuiții picnic din România. Acest video nu este, bineînțeles, sponsorizat de biscuiții picnic. Îi voi pune apoi ca meniu principal un sandwich, întind puțin unt pe pâine, pun castraveți și roșii cherry. Pun roșii cherry deoarece acestea le-am avut în casă. Dumneavoastră puteți pur și simplu să puneți roșii normale, bineînțeles câteva felii. Adaug apoi și puțină mozzarella, câteva felii de mozzarella. Puteți să puneți cașcaval sau puteți să puneți brânza aceea foarte subțire, specifică, îmi cer scuze, specifică sandvișurilor. Personal, obișnuiesc să tai întotdeauna sandvișul în jumătate în pachetel, are un efect vizual mult mai bun, iar băiețelul meu întotdeauna când deschide cutia are acel wow, ce ai pus aici, ce este? Deci merge mult mai bine decât dacă aș pune pur și simplu un sandviș să se vadă doar pâinea. La următorul pachetel voi face din nou un sandviș și întind un amestec de ketchup, maioneză, castravete murat și ardei. Pun apoi salam uscat și o frunză de salată. Fiind vorba de pachetele pentru copii, știți bine că câteodată încerc să le dau o formă mai drăguță, pe cât posibil. Pun apoi câteva căpșuni întregi. Vreau să mai schimb puțin să nu-i le pună tăiate, așa că le las întregi, știu că se va descurca. Apoi îi voi pune un fruct care se numește fructul dragonului. Mi se pare că seamănă foarte mult cu o flacără. Iar la gust seamănă cu kiwi. Dacă sunt persoane pe acest canal care au văzut acest fruct și l-au gustat, mi-ar plăcea foarte mult să știu în comentarii dumneavoastră cu ce credeți că seamănă la gust. De ce am avut kiwi acela galben la început, care au spus ei că ar fi puțin mai dulce și mie nu mi s-a părut deloc că ar fi dulce, și ar fi acest fruct al dragonului care este ca un fel de kiwi alb. În acest separeu îi voi pune o bucățică de porumb fiert și puțină sare deasupra. Am vrut să-i fac un pachetel cu tema purcelușilor, iar pe sandwich am pus bucățele de ritic și afine. Și îi voi da lângă apă în această sticluță care are un căpăcel cu Peppa Pig. Să continuăm. Am decis să numesc acest pachetel pachet pentru adulți, deoarece l-am făcut pentru mine. Am aici 3 bucăți de pulpă superioară de pui pe care am fiert-o. Pun puțin piper și maioneză, nu adaug sare deoarece maioneza care o folosesc eu este destul de sărată. Puteți să mai adăugați castraveți aici și ardei gras dacă doriți. Mai adăugăm maioneză dacă mai este nevoie. Eu am să pun doar un fir de ceapă verde. Adaug și o frunză de salată și cu asta sandvișul a fost gata.
pune apoi într-un separeu al cutiei niște banane uscate, se numesc chipsuri din banane. Mâncam aceste chipsuri când eram gravidă cu băiețelul meu. Nu știu de ce aveam acea dorință să mănânc aceste chipsuri. Am pus apoi castraveți și morcovi și aici am niște mure foarte gigantice. Nu știu de ce sunt așa de mari, cine știe cum le-au crescut. Și câțiva struguri. Iar în această sticluță am pus dressingul ranch pentru legume. Am pus într-o sticluță, pentru o cutie mai mare, deoarece au fost destul de multe legume. Cu asta se încheie și videoul nostru de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim săptămâna viitoare la un nou video cu idei de pachetel. Aveți grijă de voi!